Salutare, prieteni! Bine ați venit la un nou video. Astăzi facem review la o cameră de la Sony. Este un Action Cam. Este competitorul direct al lui GoPro Hero 4, însă comparativ cu acela, avantajul major al acesta este faptul că este și mai ușoară cu 25 de grame. Ca și specificații, avem un senzor XMORe-R de la Sony cu lentile Zeiss Tessar. Un senzor cu o rezoluție de 11,9 megapixeli, capabil să înregistreze Full HD la 60 de frame-uri pe secundă sau slow motion la 120 de frame-uri pe secundă. Pozele la 11,9 megapixeli ies foarte interesant. De asemenea, senzorul este capabil să ofere un unghi de vizualizare de 170 de grade. Iar dacă activați opțiunea Steady Shot, adică stabilizarea optică cu care vine această cameră, va fi restrâns la 120 de grade. Asta este carcasa exterioară necesară pentru filmările subacvatice. Camera în sine este capabilă să suporte stropi, știu eu, ploaie și așa mai departe, dar nu neapărat băgată sub apă. Cu ajutorul acestei carcase, ea poate fi scufundată la o adâncime de 5 metri. Ce avem pe ea? Avem Wi-Fi și NFC ca și conectivitate. Avem un slot pentru carduri microSD sau M.2, proprietare Sony. Eu am un card de 64 de giga introdus în ea. Avem un port pentru încărcare microUSB. Și în partea din stânga avem ușița, ca să zic așa, pentru baterie. Cam așa arată camera, foarte mică, foarte compactă, foarte confortabilă. Eu o am deja montată pe suportul pentru suprafețe plane. Dispune de asemenea de înregistrare audio stereo. Lentila, cum se vede, este Zeiss Tessar. Și are o baterie de 640 de mAh, care teoretic vă permite să faceți aproximativ 80 de minute de înregistrare continuă sau 550 de poze. Nu am ajuns să filmez atâta cu ea, însă din ce mi-am dat seama utilizând-o, bateria face față cu brio la uzul cotidian. De asemenea, aveți posibilitatea să faceți live broadcast, adică să transmiteți în direct, dacă vreți, cu ajutorul acestei camere. Ăsta este butonul pentru filmare și fotografie. Ăsta este butonul de hold, unde puteți bloca, în momentul în care filmați, puteți bloca butonul ăsta, ca să nu-l atingeți, știu eu, din greșeală și să întrerupeți filmarea. Butonul de pornire-oprire și butonul de Wi-Fi. Așa cum am zis, are și chip NFC. Se conectează la smartphone sau tabletă cu ajutorul aplicației Play Memories de la Sony, de unde puteți să o controlați și de asemenea să aveți un viewfinder la dispoziție ca să vedeți ce înregistrați pe cameră. Cum am zis, avantaj major pentru camera asta, greutatea în primul rând, calitatea filmărilor și a imaginii este excelentă. Unghiul de vizualizare de 170 de grade este fantastic. Singurul inconvenient pe care eu l-am la acest tip de cameră și la camera asta în mod particular despre care vorbesc azi este lipsa a două opțiuni. Una ar fi opțiunea de focalizare sau mai bine zis de autofocalizare și a doua ar fi opțiunea de a restrânge câmpul vizual din format 16:9 la 4:3. De multe ori mă confund cu problema asta și am nevoie de formatul ăsta 4:3, care este disponibil pe GoPro Hero, dar nu și pe Sony HDR AZ1. Aparatul poate fi achiziționat în momentul de față din magazine. Din ce am văzut eu pe online, un singur magazin îl mai comercializează în acest moment, sau mai bine zis, un singur magazin îl mai are disponibil pe stoc, la un preț de 1270 de lei. Dacă veți da o căutare, veți găsi cu siguranță.
Din câte știu, modelul nu se mai fabrică și nu se mai află în comercializare. Un preț, dacă vreți, pentru ceea ce primiți, rezonabil, a zice, ținând cont că vorbim totuși despre un action cam de la Sony, vorbim de un brand foarte bun, foarte puternic pe piață și, așa cum am zis, chestia asta micuță, credeți-mă, în realitate chiar e foarte mică, este un competitor direct pentru aparatele de la GoPro. În mod special pentru Hero 4, ultimul pe care aceștia îl dețin. Recomand dacă sunteți în căutarea unui action cam, recomand dacă vă place să filmați sau să faceți poze cu efectul fisheye, recomand dacă doriți un senzor bun cu lentile de la Carl Zeiss, recomand dacă vreți un brand bun și de asemenea recomand dacă doriți să efectuați capturi foto-video când mergeți în concedii, știu eu, la mare, undeva la piscină sau unde alegeți voi să mergeți. Recomandare pentru un action cam excelent din punctul meu de vedere. Sony HDR AZ1. Până data viitoare, toate cele bune, prieteni. Pace!